Moneda virtuală cucerește și România. Să faci bani fără să faci nimic. Poc! Și după aia uite cum a scăzut. Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari. Acest video este sponsorizat de către Bitscape probabil cel mai bun robot de tranzacționat cripto de pe piață și de către 3 Silvania, o alternativă de foarte mare încredere și românească a Binance. Astălor de cripto. Începutul de săptămână este bineînțeles pe roșu, cu Bitcoin la 44.100, Ethereum la aproape 3.200 de dolari și majoritatea altcunilor sunt pe roșu. Solana la 160, ADA la 240, și înainte să mergem pe analize tehnice, am o surpriză pentru voi. Pentru toți cei care achiziționează cel puțin 4 cursuri în această lună, vor intra într-o extragere pentru a câștiga una dintre cele 5 lămpi puse la dispoziție de site-ul nostru. Sunt 5 lămpi unicat, foarte fine, făcute la CNC, cu Bitcoin to the moon și cu o lumină în interior. Deci toți cei care achiziționează cel puțin 4 cursuri în această lună și extragerea va fi în 1 octombrie pe YouTube sau pe canalul nostru de Instagram. Se mergem prima dată pe prețul Bitcoinului pe 4 ore și vedem, se merge un pic mai pe 15 minute și am văzut o manipulare foarte mare pe Bitcoin. Am văzut o candelă de aproximativ 1600 de dolari într-o candelă de 15 minute și Bitcoin a mers chiar și până la 46800 de dolari foarte repede. Și de aici prețul s-a dus la fel de repede în jos, instant, până la 43376 de dolari. În două candele de 15 minute Bitcoin a scăzut aproximativ 8%, 3500 de dolari într-o jumătate de oră. Și dacă mergem pe 4 ore, vedem că Bitcoin este într-o zonă foarte periculoasă, este chiar la suport. Prin zona asta de 43800 44, 400, vedem din zona asta, a făcut bounce odată, a doua oară, a făcut bounce, a treia oară, s-a dus în sus, la fel aici, un week, încă un week, încă un week și Bitcoin este chiar în zona asta, în green box și vom vedea dacă va merge sub această zonă, sub 43,800, dacă va închide. Aici foarte interesant, nu am doar o dată am închis sub acest prag prin 8 august, 6, 7, 8 august, cam pe acolo și de aici prețul a făcut bounce instant, dar... Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Bitcoin prin zona asta, dacă vom închide sub 43,800 sau dacă de aici va face un bounce în sus. Un lucru bullish pe care îl vedem dacă deschidem RSI-ul, este că vedem o divergență bullish, adică prețul scade, este în scădere, dar RSI-ul este în creștere. Este o divergență bullish și ne-ar putea semna la un moment dat ca trendul să se schimbe în sus. Dar atâta timp cât Bitcoin merge în jos, această divergență nu își va face locul. Și dacă tragem și nivelul de rezistență, vedem că Bitcoin este într-un canal descendent pe 4 ore și trebuie să așteptăm o rupere acestui canal. Dacă va, va fi să mergem în sus să spargem rezistența sau să spargem suportul. Dar un lucru berry este că am testat pe 4 ore să mergem o dată aici peste EM ribbon, am primit reject. O dată, această candelă enorm de mare chiar peste EM ribbon, reject instant. Și un lucru destul de bereș este că și pe o oră suntem sub IMEI Ribbon. Cu toate că am fost prin zona asta pe o oră peste IMEI Ribbon, ieri vă spuneam că nu este volum destul de mare să ne susțină mișcarea. Și am mai văzut o închidere pe o oră prin candela aia mare, foarte mare, până la 46.800 de dolari, iar de acolo prețul a făcut bounce instant în jos. Bitcoin încă este destul de bearish și pe oră și pe 4 ore și hai să vedem cum a închis Bitcoin ziua ieri iar Bitcoin a închis destul de bine candela de ieri, a închis-o pe la 46.000 de dolari, dar în momentul de față suntem sub EMA Ribbon. Iar ultima linie de, moving average din EMA Ribbon este la 44.800 de dolari. Și vă reamintesc, când Bitcoin este pe daily, pe candela de zi, sub EMA Ribbon, uh, Prețul s-ar putea să se corteze mult mai mult de aici. Vă reamintesc pentru cei mai noi de pe acest canal și pentru începători: când suntem peste EMA ribbon, tindem să mergem în sus. Când suntem sub EMA ribbon, tindem să mergem în jos. Puteți găsi și voi acest indicator aici sus la indicators și să scrieți EMA ribbon. Și eu îl folosesc cel de la Domenico Sile cu 999 aici. EMA ribbon. Da? Și. Când suntem pe un time atât de mare pe candela de zi, atunci Bitcoin s-ar putea corecta. Haideți să vedem între cu ce s-a întâmplat când am închis pe candela de zi sub EM ribbon. Ultima dată când am închis prin această candelă, pe 12 mai, am închis candela la 49.700 de dolari. Mai apoi am avut două candele de indecizie, iar mai apoi Bitcoin s-a corectat și a fost într-un downtrend atâta timp cât a fost sub EM ribbon pe candela de zi. Când am schimbat trendul, când am închis peste EMA ribbon pe candela de zi, de aici Bitcoin uh, s-a dus în sus și a fost într-un trend ascendent. Dar după închidere pe sub EMA ribbon, uh, Bitcoin s-a corectat aproximativ, uh, până la cel mai jos prag, s-a corectat 42% de Asta este ultima dată, uh, penultima dată prin zona asta, a fost pe acolo, a închis de aici. Pe ultima dată s-a corectat 12% și uh, vedem tot timpul, ne corectăm când suntem sub EMI ribbon și dacă mergem în trecut, vedem că de foarte mult timp nu am mai închis Bitcoin sub EMI ribbon. doar în aceste două dăți am închis sub, uh, Bitcoin sub EMI și atunci s-a corectat. Și dacă mergem în trecut, vedem că acest bull market a început prin zona asta de când Bitcoin a luat ca suport EMA ribbon, prin zona de 11.000 de dolari în 9 octombrie, 90 octombrie anul trecut. De aici a început bull marketul și Bitcoin a fost pe daily foarte mult și atâta timp cât a stat peste am avut cel mai mare bull run până în momentul de față. Și este crucial ca Bitcoin să țină EMA să țină zona asta și să meargă chiar peste. Peste 47.000 de dolari Bitcoin este bullish pe candela de zi. Rămâne de văzut cum se va închide candela asta pe candela de zi, care se va închide peste 8 ore și 40 de minute. Dacă vom închide sub EMRIBAN Ribbon și implicit și sub această zonă de 43-800, atunci Bitcoin s-ar putea corecta și mai mult de aici. Pe un singur time frame încă suntem bullish, este pe weekly. Și la fel, atâta timp cât suntem peste EMRIBAN pe weekly, suntem bullish. Dar trebuie să merge și pe oră, și pe 4 ore, și pe daily foarte repede peste să ne gândim ca Bitcoin să meargă și mai sus de aici. Altfel, Bitcoin este în pericol. Și se merge și pe Ethereum. Și Ethereum la fel pe 4 ore a testat odată EMA aici, a primit reject, nu a avut volum destul de mare, nu a reușit să închidă peste EMA ribbon. și de aici Ethereum a primit reject, se corectează la fel. Să deschidem și RSI-ul. Și același lucru și pe Ethereum, prețul este în scădere, dar RSI-ul este în creștere, ceea ce ne-ar putea semna la o schimbare în trend și să această divergență să urce, prețul să urce sau să se consolideze. Asta ar putea însemna o divergență bullish și pe un timeframe frame destul de mare, pe 4 ore, tinde să se adiverească această divergență bullish. Și să mergem și pe Elrond. Și Eron a avut un all-time high ieri de 295 de dolari. Urcare foarte mare și pe Eron. Și pe oră putem vedea, dacă unim nivelul de rezistență și de suport, că Ethereum uh, formează un triunghi simetric, un symmetrical triangle. Și vă reamintesc un triunghi simetric, într-un uptrend, are mai multe șanse să meargă în sus decât să meargă în jos. Dar. Ținând cont că Bitcoin este în scădere Bitcoin este un prag crucial. Dacă Bitcoin merge sub suport, atunci și Eron are foarte mari șanse să meargă sub suport. Și atunci Eron s-ar putea corecta și mai mult de aici. Și dacă măsurăm targetul din acest tipar, dacă va fi să meargă până în capăt, dacă vom vedea o ieșire în jos, vom pune în momentul ieșirii. Eron ar putea merge chiar până în 210 dolari. Dar dacă va merge în sus, punem linia în sus. Și atunci, rond ar putea merge până în 325 de dolari. Următorul target. Și dacă deschidem și un Fibonacci pe oră, de la cel mai jos nivel până în cel mai înalt, vedem că ne apropiem de 0618, care este la 23, 235 de dolari. Dar până în momentul de față, 0382 a ținut aici, prin zona de 205,7 de dolari. S-a dus în jos, bounce. Deci din nou, a ținut 252, bounce. Deci zona asta de 0,382, Erron trebuie să o ține de 257 de dolari și implicit uh, 245 care este la 0,5. Și la fel și pe ron. dacă va închide pe o oră sub EMA Ribbon, Erron s-ar putea corecta pe o oră și pe 4 ore. Vedem că Elrond încă arată foarte bullish și pe 4 ore, este cu mult peste EMA Ribbon pe 4 ore. Vă amintesc, atâta timp cât Elon stă pe peste 4 ore, peste EMA Ribbon este bullish. O închidere sub 210 dolari ar fi bearish pe Eron El și Elon s-ar putea corecta. La fel. Hai să vedem ce a făcut și Solana. Să ne facem o idee când ar putea să se corecteze și Elon, la fel ca Solana. Dacă mergem pe o oră, vedem, de când a închis sub EMA Ribbon pe o oră, de aici s-a corectat. are testat de câteva ori EMA Ribbon, nu a ținut, dar de atunci este într-o scădere, de la all-time high-ul de 215 dolari. momentul de față este la 158. Și la fel, acum este pe 4 ore sub EMA Ribbon. De aici Solana s-ar mai putea corecta. Sub EMA Ribbon, volumul este destul de mare, vedem câteva candele peste medie. Și am văzut, important aici, o retestare pe Solana, prin această candelă. Și vă reamintesc tot timpul când mergem în jos, retestăm, dacă retestarea ține, am primit reject și atunci Solana s-ar putea corecta și mai mult de aici. Să mergem și pe uh, Atom. Ieri vă spuneam despre Atom, uh, arată foarte bine și a depășit all time high, v spun spus, prin zona de 32, 32 de dolari. Și dacă deschidem un Fibonacci de la cel mai înalt nivel până la cel mai scăzut, uh, vedem că a depășit. 1 uh, pe Fibonacci și se îndreaptă spre 1.618, care este la 4.7 de dolari. Mă aștept uh, Atom să meargă până în 4.7 de dolari destul de repede sau în următoarele zile și săptămâni, dacă și Bitcoin va începe să meargă în sus. Și vedem foarte important, volumul pe Atom este foarte mare. Da? Vedem câteva candele uh, verzi foarte importante pe candela de zi, care ne-ar putea susține mișcarea puternică pe Atom în sus. Atât a fost pentru astăzi, spre că a fost de folos această analiză tehnică și vă mulțumesc pentru fiecare like și pentru fiecare comentă. Pe data viitoare!